Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră cu Unirea Bucovina aici cu Marius și Murica la cărmă echipe bineînțeles. Data trecută am făcut câteva transferuri de la Granzi României, Rapid, FCSB, Dinamo, bineînțeles Amzar de la Dinamo, Musi de la FCSB și Rare și Ilie de la Rapid. Uh, niște jucători foarte, foarte buni, foarte interesanți, cu mare potențial. Uh, a venit și Vas, Ungurul Vas, atacant 61 overall și poate vom mai transfera și în acest episod ceva să vedem uh, cum stăm cu banii și dacă vom mai reuși să o facem. Bineînțeles, astăzi vom juca în Liga 1 două, două meciuri. După ce am pierdut în primele trei etape, avem un golaveraj groaznic de minus 11, vine meciul cu Feceu Craiova și cu voluntari, pe care sper eu să le câștigăm, să facem primele puncte în campionat ar fi indicat, pentru că o ducem destul, destul de prost. Așa că înaintăm aici și vine meciul cu Feceu Universitatea Craiova, poate vin ceva de oferte și pentru jucătorii noștri și haideți să vedem ce se mai întâmplă în această carieră? Bineînțeles, iată, Garbutt învață să joace pe poziția de right mid. Să vedem dacă crește novărul acest nou landez, Îl facem, rămâne și nu crește, din păcate. Rămâne la 61, probabil va juca titular, dar iată că uh, crește cât de cât. Aici îl la weak și sper să crească cât mai repede are 19 ani și sunt sigur că uh, ne va ajuta foarte mult în acest sezon. Iată, vine o ofertă pentru Adrian Campos, al treilea nostru portar, paragoianul Adrian Campos. El e o echipă de prin Liga Ligile Inferioare din uh, Anglia. O vom refuza, vreau uh, doar să-l vând cu bani cash, nu vreau să-l împrumut. Așa că uh, refuzăm această ofertă, dacă vine o ofertă pe bani îl vom da, dacă nu, nu. Și vine meciul din etapa a patra a ligii întâi cu Fece Universitatea Craiova. Echipa care se află pe poziția 7 iată în clasament, o duce foarte bine la începutul acestui sezon. Haideți să facem echipa și să vedem cu ce echipă va juca Marius Murică. Vom juca cu Prodan în poartă din nou, Mitran, Telcean, Dănuleasă și Amzar. O apărare complet nouă, complet schimbată în această perioadă de transferuri. Iată, joacă toți patru titulari. Bălan, Igor Balan este capitanul nostru la închidere, Musi în stânga, noul venit de la FCSB, debutează, Garbăt, bineînțeles, pe noua sa poziție, right mid, Rare și Lie în spatele lui Vas și Floca, haideți să vedem dacă reușim să scoatem un rezultat mare aici cu FC Universitatea Craiova, jucăm la noi acasă și haideți să scoate măcar un punct, sper, să facem și noi primul punct în Liga I. Un prim atac al Craiovei, iată aici o deschidere în partea dreaptă la Button, Bauza acum de carul către CDB, din nou CDB, o pasă încercată la Bauza și ce greșeală face acolo uh, Telcean, dar cum salvează Prodan, incredibil, uh, în fața lui Companio. Uh, iată, italianul nu reușește să înscrie aici, foarte bună parada puștului Prodan, avem portar, chiar avem portar aici. Uh, îmi place foarte mult de acest Prodan, este mult mai bun decât Baboescu și cel mai probabil va fi jucătorul titular de acum încolo. Iată din nou atacul altenilor a în care eu CDB că trecea Samoa și o deschidere în dreapta către Albu. Prodan ne salvează din nou. Senzație acest portar. Cât de bine apără iată puștiul Prodan la colțul scurșutul capitanului Albu și Prodan ne spinge din nou în corner. Iată Craiova din nou periculoasă. Albu către Batten. Prodan cu încă o intervenție senzațională. Este incredibil, are patru parade până acum în 24 de minute, una după alta. Iată cât de bine salvează din nou aici, de două ori, în aceeași fază, în fața lui Button, cred. Superbe intervențiile lui Prodan și ceartă colegii, are dreptate. Apărarea nu stă bine deloc, nu știu ce se întâmplă cu noi. Din nou Craiova aici, în care albu către Kovacic și ce ratare are jucătorul Craiovei. De aceasta dată, pe lângă poartă, nu mai salvează Prodan un șut dezastros, este fundaș central, un șut foarte slab din 6 metri, să dai așa, incredibil. Companio, iată, în partea dreapta, italianul centrează, dă nu să respinge, dar mingea ajunge la albu, din nou Companio, în care atacantul către Bauza și de această dată nu mai are ce face Prodan, este 1-0 pentru vece Craiova, era normal, era prevestit acest gol, era normal să se întâmple asta după atâtea ocazia oltenilor meritat acest gol, nu a mișcat deloc în ofensivă, este 1-0, un șut foarte bun al lui Bauza după o pasă a lui Companio, aici nu am putut să-l blocăm, pasă bună în centru și Bauza sub bară, nicio șansă pentru Prodan, nu avem ce să-i reproșăm portarului nostru până acum, este meciul, este cel mai bun om de la noi în acest meci și... Haideți să vedem, poate reușim totuși un egal, deși mă îndoiesc, au început foarte bine Creova și nu cred că ne vom descurca mai departe. Garbăt către Floca. Floca încearcă o pasă, Rare și Lie în fața golului, scoate popa, trebuia să mai, ne, mai înainteze un pic aici Rare și Lie, era foarte, foarte singur, dar am zis că mă vor ajunge fundajii, chiar dacă erau departe, nu știu de ce n-am -am fost un pic mai lucid aici la această fază, asta este, avem corner, poate reușim din această lovitură de la colț să facem ceva, o centrală lui Bălan către Floc, ca se înalță bine și Popa salvează din nou încă o lovitură de la colțul terenului, iată două mari ocazii și pentru noi, ne revenim după golul primit și o centrală de nu lea să sar la cap, dar bată în respinge. Musi se bate senzațional aici, Musi trece, iată, jucătorul venit de la FCSB. Uh, Musi are o, o incursiune și scoate un corner din nou. Uh, același balan execută de această dată la Amzar. Să vedem pe Amzar. Centrare bună în careu! Dă-nu-lea să șutează în blocajul lui Albu. Și nu reușim nici de această dată să înscriem. Și ocazie din nou! Prodan! Salvează, mingea scade pe bară și Asamoah este la locul potrivit, înainte de pauză face 2 la 0. Nu am reușit să egalăm la cele faze, din păcate și iată că ne costă acest lucru 2 la 0 pentru Craiova și se uh, înrăutățește situația noastră din păcate. Gol la Samoah. Iată ce ocazie aici Samoah uh, pasează către Companion, salvează foarte bine uh, Prodan acolo din nou dar uh, nu mai are ce să facă, era în poartă deja uh, golkeeperul nostru și este 2 la 0. Șumurică uh, foarte, foarte nervos. Iată, nu poate să redreseze clubul uh, până acum în uh, patru etape nu a reușit să înscriem niciodată. Iată, chiar dacă am avut unele ocazii și în acest meci uh, nu reușim să înscriem, ceea ce e foarte, foarte urât, foarte greu. Am reușit să ne transferăm și jucători de atac și tot nu reușim să o facem. Am schimbat și sistemul. Poate mai are ceva idei Șumudică. 2 la 0 la pauză poate până la urmă ne revenim, deși e foarte, foarte greu. Va intra Matiș în locul lui Garbăt la pauză, în partea stângă, are pace mai mare și poate ne va ajuta viteza sa. Pasă în partea stângă către Bauza, o centrare și este Hens acolo la Mitranu, vitură liberă pentru Craiova. Albo va executa, să vedem ce va face Albu, iată, pasează scurt la uh, high Hai, hai, da, Albu în care o șutează Telcean, face hands, penalti, normal. da. O ducem foarte bine în acest meci, din păcate. Penalti, Telcean face 11 metri, mingea lovește mână și este șansă de 3 la 0 pentru Craiova. iată cine este în fața golului, Button. Button în fața golului, Prodan se aruncă în cealaltă parte, din păcate. 3 la 0, fece Universitatea Craiova Um, câștigă acest meci clar. Din păcate nu a reușit să înscriem și uh, acolo la 1-0. Puteam face 1-1, era altceva, dar așa a fost să fie. Poate ne vom reveni din meciurile următoare, deși deja foarte, foarte târziu avem minus 14 pe gol veraj și niciun gol marcat în patru etape. Dezastru. Ocazie pentru Craiova din nou și este 4-0. Companion înscrie... Uh, da, foarte, foarte prost am jucat și în această partidă. Nu am reușit nici măcar un gol, nici până acum. Minutul 67, aproape 4 meciuri. 4 meciuri fără să nu înscriem niciun gol, nu înțeleg. Nu înțeleg ce se întâmplă în ofensiv. Avem jucători o grămadă de atac, jucăm foarte ofensiv. Dar tot nu reușim să înscriem și în apărare, dezastru. Total, poate se încheagă ușor-ușor după câteva meciuri echipa, trebuie să mai uh, prindă și me uh, meciul jucătorii, să mai facă șartne și poate ușor-ușor se încheagă o, ap o apărare și o echipă bună. Uh, Mare și și iată, își uh, uh, încurajează elevii, chiar dacă este 4-0, chiar dacă știe că nu mai avem nicio șansă nici în meciul ăsta. Poate un gol marcat de echipa noastră uh, mai uh, sparge din blocajul ăsta pe care îl avem. Iată ocazii din nou pentru Craiova și este 5 la 0. Asamoah reușește și el dubla. Am înțeles. O să luăm o căruță și meciul ăsta este timp să mai luăm. Iată negru în partea dreaptă. Să-l vedem pe negru. Fundașul celor de la Craiova a urcat foarte bine. Van Durman către CDB. Din nou Van Durman. Companio pasă bună și Prodan salvează din nou încă o intervenție a portarului nostru. Chiar este cel mai bun jucător al nostru. Chiar dacă a încăsat 5 goluri este unul dintre cei mai buni oameni de pe teren, aș putea spune. Degeaba ai portar dacă n-ai apărare. Bună intervenția lui să aici, Dobrogeanu, către rare și pleacă, Matiș nu a atins deloc mingea în repriza a doua de l-am introdus, să vedem, poate îl înscriem aici, Matiș intră în careu, Matiș în fața golului, Matiș în sfârșit, la 5-0, mă bucur și eu pentru un gol la 5-0, zici că l-am dat la 0-0. Răzvan Matiș înscrie primul nostru gol în campionat la ultima fază meciului. După patru etape reușim și noi să înscriem. Doamne ajută! Tot așa. Răzvan Matiș după o cursă foarte bună. Iată jucătorul introdus la pauză care nu a atins mingea deloc. Deci deloc repriza asta până acum. Și a ieșit la rampă cu viteza sa. A reușit să înscrie. El învinge pe popa și este 5 la 1. Foarte bine că reușim să înscriem. Poate din meciurile următoare doar cu acest gol ne revenim și noi în atac și mai înscriem. Dar trebuie să ne revenim și în apărare pentru că e dezastru. Scor, la, uh, scor final 5 la 1 uh, împotriva Craiovei și... Ceea ce e pozitiv din meciul ăsta e că am marcat. Atât, la ultima fază, greu de tot. Dar am marcat primul gol înscris de Răzvan Matiș. Jucător venit în locul lui Longer de la uh, Kindia Chindia Mergem mai departe să vedem și partida cu fece voluntari Dacă nu se mai întâmplă ceva, poate mai vin ceva oferte pentru jucători. Vine o ofertă de transfer pentru Lucian Floca. Iată, atacantul nostru de 28 de ani, uh, 700.000 de euro. O ofertă foarte mare, are 28 de ani și nu cred că vom mai putea scoate mai mult pe el. L-aș da, sincer, nu m-a impresionat în cele, în cele 4 meciuri pe care le-am jucat cu el. Așa că vom încerca să... Uh, negociem să ne dea o sumă mai mare, 800.000 de euro, voi cere, cred, să vedem dacă uh, dau pentru Lucian Floca ar fi ok să-l uh, transferăm pe Lucian Floca la alta echipă și să ne cumpărăm ceva mai bun în loc. 760.000 pe Floca și voi accepta, nu voi mai nu voi mai cere nici măcar 1000 în plus. 760.000 pentru uh, Lucian Floca, atacantul nostru pleacă uh, de la echipă și vor veni al jucător, iată că reușim totuși să nu să mai facem uh, transferuri, chiar dacă am spus că e posibil să fie, să fie ultimele transferuri episodul trecut. Uh, datorită acestei oferte a lui Floca, vom mai face, vom mai aduce atacanți. Și vine meciul din campionat cu penultima clasată, iată, duelul codașilor din Liga 1, fece voluntari Unirea Bucovina, vom juca cu uh, Prodan, Mitran, Hila, Marinescu, Amzar, Bălan, Musi, Matiș, de această dată în partea dreaptă, Rare și Lie, Floca și Vas, Floca probabil la ultimul său meci uh, pentru noi. Cei de la voluntari cu Popa, Ciubotariu, Ricardinio, Armaș, Briceac, Dropa, Lopez la închidere, Gheorghe Rață și Costin. Adam Nemeț este vârful lui Fece Voluntari. Haideți să vedem dacă reușim în sfârșit să câștigăm și noi. Am schimbat apărarea, centru apărării cu Marinescu și Hila să vedem dacă ne dezvolgăm mai bine și în atac. Poate reușim și noi să facem o partidă bună. Haideți să vedem măcar un punct, te rog. Jucăm pe stadionul Anghel Iordănescu din voluntari. Haide! Să ne alucă noroc acest stadion, sper. E penultima clasată, dacă nici acum nu scoatem măcar un punct, nu știu când mai scoatem. Iată, o primă șansă pentru fece voluntari. Marcelo Lopez către Costin. Lopez din nou, Marinescu, senzațional aici. Și o pasă totală a Iurea lui Matiș, Nemeț în fața golului, Prodan ne salvează din nou, începe Prodan cu salvările așa cum trebuie, a, apărat, a apărat extraordinar meciul trecut, chiar dacă a încasat 5 goluri, sper să apere la fel și acum, dar să nu mai încaseze niciun gol, Nemeț în fața golului, Prodan se aruncă extraordinar și respinge în corner. Iată-l pe Rață în care eu, lui Ciubotariu ajunge la dropa și din nou Rață, gol la colțul scurt, Nina a apucat să spun că nu vreau să primim gol în acest meci și l-am încăsat imediat. Vadim Rață, jucătorul din Republica Moldova, înscrie pentru 1-0. Prodan din nou învins. O bâlbâială maximă aici în apărare. Șuturi blocate de două ori. Minge ajunge la Rață, care vine lansat și înscrie la colțul scurt. Iată-l pe Vadim Raț, autorul golului, încearcă o pasă în dreapta către Gheorghe, o centrare în care eu și Nemeț înscrie. Senzațional ce s-a întâmplat la faza asta, deci nu pot, nu pot să-mi imaginez cum s-a întâmplat asta. Nemeț înscrie după o degajare sau, nu știu, o încercare de degajare nereușită aici a lui Hila. Prodan iese prost și un gol al lui Nemeț din semi semifoarfecă. Extraordinar, senzațional, incredibil și murică moare. Nu mai poate și Murica cred că își dă demisia. Iată ce prostie face Amzar aici, un șut. Mai mult a fost pasă la portar aici a lui Rață, scoate Prolan în corner. Iată o pasă bună din nou, Gheorghe, în care eu centrează și Ciubotariu. Uh, da, propulsează o minge pe un stratosferă, Ciubotariu aici. Se încheie prima repriză, 2 la 0 pentru fece voluntari, o repriză extrem, extrem de slabă. Nu știu ce să mai fac, M voi face ceva modificări, poate reușesc totuși să egalez, deși imposibil după ce am văzut în aceste meciuri. Îl bag pe Andrade și pe Garbăt, voi juca curare și Lie Vârf, Andrade, Cam și Garbăt, CM, CDM, voi juca ceva mai ofensiv, dar nu am mari speranțe, în fine, Floca iese, iese și Bălan, și acum putem pleca pe contraatac, Andrade către Musi are viteză Musi, hai Musi, te rog frumos. Musi uh, cu pasa în centru, Vas Unguru Vas înscrie 2 la 1 minutul 55 și avem șanse, încă avem șanse, hai că se poate să egalăm. Cât de bine uh, a plecat acolo Musi pe contraatac, îi pasează extraordinar uh, lui uh, lui Vas, Unguru Vas înscrie primul gol uh, în Liga I. Iată ce frumos a plecat acest contratac. Preluare cu dreptul, șut cu stângul. Jucător uh, de atac. Iată, în sfârșit avem un atacant mai cât de cât. Uh, foarte bine a preluat și a ajutat aici la colțul lung. Uh, învins uh, portarul celor de la fece voluntari. Și avem speranțe la un egal măcar. Recuperăm din nou Pimitran Matiș către Ilie. Iată, avem... Poftim. Rari și Ilie cu o pasă la un spectator, i-a cerut mingea un spectator și a zis dă -mi și mi o pasă, rare și lie. Iată-l pe Ion Gheorghe, cât de ușor trece Prodan, senzațional, aici și până la urmă e gol, doamne ferește, doamne, ce se întâmplă cu jucătorii mei, nu-i mai înțeleg, nu pot, ce fac ăștia, what, doamne ferește, ce celebrare, da. Prodan aici, sincer, putea să o scoate, dar nu am ce să-i reproșez. Iată, un șut foarte slab pe centru, s-a plecat ca să treacă mingea pe deasupra sa. În fine, 3 la 1 pentru fece voluntari. Un gol la Iurea, rău de tot, n-am putut respinge acea minge mai departe și murică, nervos rău de tot. În fine, haideți să vedem ce se mai întâmplă, nu mai avem timp să întoarcem, după părerea mea, meciul este încheiat, din nou pierdem Voluntariu din nou periculoasă, dropa către Hernandez, pasă la Budescu și înscrie și magicianul Constantin Budescu, 86, 4 la 1 și dintr-un vis frumos la 2 la 1, care se putea transforma în 2 la 2 odată cu uh, unele ocazii ale noastre pe care le puteam fructifica. mă? Nu am reușit. O greșeală foarte mare în defensivă la 2 la 1, s-a făcut 3 la 1 și acum bineînțeles ne-am aruncat în atac și am fost prinși din nou. Constantin Budescu înscrie pentru 4 la 1. A intrat pe parcurs și a reușit să înscrie minutul 86. Clar, în confrângere și cu ultima, penultima clasată cu ultima. Nu are cum să fie nimeni în afară de noi. Așa că urât ce se întâmplă. Măcar reușim totuși să mai înscriem ceea ce e bine. Ne mai urcăm acolo la moral. Ce pas are Andrade aici către Musi. O centrare a lui Musi în care eu Popa prinde și S-a terminat această partidă, 4 la 1 pentru FC Voluntari, uh, un uh, eșec din nou foarte foarte groaznic uh, al nostru, pierdem din nou în campionat 5 meciuri fără nici măcar un punct, 0 puncte după 5 partide și un golaveraj extraordinar de prost, 2 goluri doar marcate și cred că avem vreo 20 primite în 5 meciuri, dezastru total o medie de 4 goluri pe meci. Un singur șut am avut la poartă, voluntarul 15 și a marcat de 4 ori. Vine o ofertă pentru Sorin Rusu, atacantul nostru de rezervă de la Tromso de 130.000 de euro. O ofertă foarte bună, zic eu, pentru jucători jucător de 51 overall. Putem cere mai mult, chiar, chiar dacă nu scrie acolo. Eu zic că uh, merge la 150.000 de euro. Haide să vedem dacă scoatem pe Sorin Rusu această sumă. Ne oferă 1% dintr-un viitor transfer și aceeași sumă de 130.000 de euro. 140.000 de euro cerem. Și ne dau, Trump să 140.000 de euro pentru uh, rusul, încă uh, o sumă acolo de bani, poate ne vom uh, cumpăra un scautor cu acești bani, vom vedea. Și Lucian Floca este vândut în cele din urmă la o echipă din Arabia Saudită, 525.000 de euro, de pe urma lui o sumă foarte, foarte bună și ne trebuie atacant acum, vine ofertă și pentru Igor Bălan. Uh, jucătorul de 30 de ani de la uh, mijlocașul nostru la închidere, 410.000 de euro, o sumă din nou foarte mare, încercăm să-l dăm și pe Balan, să scăpăm de acești jucători, putem scoate sume frumoase pe ei și ne transferăm altceva în loc. Încercăm să scoatem 450.000 de euro, să vedem ce spun, ne dau uh, ia Gelonia, echipa din Polonia, ceea ce e foarte bine și va pleca și Igor Balan. Haideți să vedem ce transferuri vom face odată cu acești bani primiți. Dar iată că pleacă și Sorin Rus, încă 90.000 de euro de pe urma lui la Tromso, ceea ce e foarte bine, încă niște bani acolo în bugetul nostru. Cu acești bani încercăm să luăm un scouter mai cât de câte, iată, două cu trei stele, atât ne permitem, 190.000 de euro dăm pe el și îl trimitem direct în Brazilia, pentru că în România avem trimis deja, uh, să ne aducă un uh, nou Ronaldinho, dacă am putea spune, dacă l-am găsit pe nou Ronaldinho, în Brazilia pentru 3 luni, 90.000 de euro și haideți să vedem, poate ne aduce scouterul ceva, sper. După plecarea lui Floca încercăm să luăm un atacant și l-am găsit pe Ant Taui, cred, Anthony Hackford, un jucător de la Sheffield United de la 17 ani, are un potențial până la 85, cred, cam așa ceva, deci este incredibil. Haideți să vedem dacă putem să-l transferăm, am uitat, l-am căutat și are undeva la 58 overall și un potențial de 84-85 pe acolo, deci este incredibil de bun. Haideți să vedem, are și viteză, are și tot ce trebuie, voi da 500 de mii de euro, habar n-am, sper să nu se supere și vor 720 de mii, ok, vom negocia cu șeful până ne vom înțelege. Ne înțelegem la 600 de mii de euro, ceea ce e extraordinar de bine, un jucător foarte, foarte bun, la o sumă destul de mică, zic eu, chiar dacă este unul dintre cele mai mari transferuri pe care le-am făcut ca și sumă de transfer, hai să negociem contractul cu el. Și va fi un jucător esențial, sunt sigur de asta, foarte bun, o viteză mare și ne va ajuta extrem, extrem de mult, va și crește foarte mult până la finalul sezonului și sunt sigur, sunt foarte sigur că va marca goluri, nu ca Floca. Vrea să fie important contract pe 5 ani fără clauză de rezilere și voi da 1000 de euro salari. Haide, Hackford, te rog frumos, acceptă. Și acceptă, bineînțeles, un super transfer. Mamă, cred că e cel mai bun transfer pe care l-am făcut până acum. Uh, la acest statusuri are, este incredibil, haideți să vi-l arăt, arăt și vouă, l-am văzut pe uh, Footbin și mi-a plăcut extraordinar de mult, haideți să vi-l arăt și vouă aici, uh, în carieră, cum arată, este incredibil, un transfer senzațional am făcut. Iată-l pe Hackford, 59 overall, chiar 86 pace, nu are shooting, are doar 59, dribbling 60, dar pentru 59 overall, E ok 59 shooting, dar are pace-ul forță, are doar 3 stele weak foot și 2 skill moves, dar da, va crește, sunt sigur de asta. Are balance, agility extraordinar, attacking position, are și stamina 53 doar, dar uh, sunt sigur că uh, ne, se va descurca și fără uh, stamina, pentru că este atacant și noi trebuie trebuie tocmai multă uh, stamina acolo. Uh, cam ăsta e ha Hackford, un potențial incredibil. Am dat lovitura cu acest jucător, sunt sigur. Uh, Cuva se va descurca extraordinar în uh, atacul nostru și mergem să-i dăm și ceva la development. Îi vom da compli striker. Eu zic că va fi ok să crească la Wickfoot și Hackford. Uh, este un transfer incredibil de bun, numărul 11, iată și l-a luat, și-a luat numărul lui Floca. Hai să vedem dacă l arată aici, uh, dacă l arată în tricoul lui Unirea Bucovina, ar trebui să-l arate alături de șumudică, nu, îl arată singur, dar e ok, frumos acest cadru cu uh, Antwi, cred, Antwi, habar n-am, nu știu cum se pronunță primul nume, dar știu că e Heckford și arată extraordinar aici în tricoul nostru uh, la prezentare, va fi un jucător incredibil, dar îl vom vedea de-abia în episodul următor pentru că acest episod se încheie aici, înaintea meciului cu Chindia. Vom juca data viitoare cu india Târgoviște, iată, și cu CS ce Mioven cel mai probabil. Încheiem perioada de transferuri, poate vor mai veni ceva jucători, vom vedea dacă vom mai primi și oferte pentru jucătorii noștri. Cam atât cu acest episod, eu am fost Darius, vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați canalul meu. Haideți să ajungem la 200 de abonați. Cam atât. Pa, pa.